Tot de la domnul Voiculescu înțelegem că există o campanie de vaccinare paralelă. Asta spune domnul ministru al Sănătății. Ceea ce nu înțelegem. Aveți cazuri, nu știu, ați întâlnit cazuri și la Galați? Înțeleg că prin țară se întâmplă lucrul ăsta. Vedeți, dumneavoastră, aici e o chestie cu dublu sens. Faptul că mai există niște cetățeni ce au reușit să se vaccineze dincolo de listele programate. Domnul Voiculescu ar fi vrut să se arunce cea de-a șasea parte, da? Pentru că într-un flacon, pentru cei care ne urmăresc, trebuie să înțeleagă că într-un flacon, în principiu, sunt 5 doze de vaccin. Dar există un surplus ce poate reprezenta o doză în sensul curat al cuvântului, da, o doză de vaccin. Dacă tu ți-ai programat 5, cel mai probabil la 6 ai două variante cu ea. Ori o arunci și o irosești, ori într-adevăr mai vaccinezi pe cineva. Cel mai probabil pe cineva care e în afara listei, pentru că toate programările se fac în limita acelor 5 doze. A 6-a e aleatorie. Eu vă spun că cel mai probabil da. Se poate verifica cel mai probabil ce fel de oameni, că există în sistem, cine a beneficiat oriunde în țara asta de aceea șasea zonă. Dar chiar și așa, merg pe teoria aceasta, nu cumva cineva, vreun șmecher de pe la partid, eu știu, primarii, eu știu, directorii de pe nu știu unde s-au vaccinat înainte altora. Bun. Plecăm de la premiza asta. Și o întreb așa. Dar ei nu sunt tot oameni? Adică nu sunt tot cetățenii acestei țări? Mai contează la o adică că, eu știu, ai fost al 100-lea sau ești al 2-lea sau ești al 4-lea? Grosul e pentru cei categoriile gândite de la bun început. Ai varianta să arunci sau să-l folosești. Într-adevăr, acum că intrăm într-o teorie dintre asta, bine domnule, și aia a șasea, de ce n-au fost programați și un al șaselea? De ce? Pentru că în principiu, așa atât știu eu, sistemul nu-l poate cuantifica pe ăla al șaselea. Pentru că sunt 5 și al șaselea e pe principiu de rămășițe. Bun, acum se pune problema și al șaselea. Cine este? Dacă este vreun pilot politic sau cineva cu influență? Că înțeleg că asta ar fi problema. Dar domnul ministru probabil ar trebui să știe, nu? În calitate de ministru al sănătății. Da. Dacă face și dacă are astfel de date, să le dea, să le dea publicității. Transparență, că asta aș doresc, să fie extrem de transparență.